Toate instituțiile bancare din România iau măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, anunță Asociația Română a Băncilor și Consiliul Patronatelor Bancare din România. Clienții sunt sfătuiți, de exemplu, să evite vizitele în agențiile bancare. În acest sens, în ultimele zile, mai mulți constanțeni au primit mesaje cu text informativ din partea băncilor la care au conturi deschise. În această perioadă ne dorim să rămânem aproape cu informații responsabile. Pe lângă sfaturile autorităților, sunt gesturi simple pe care le putem face pentru reducerea riscurilor de răspândire a noului virus COVID-19, precum folosirea cardului în locul numerarului sau evitarea drumurilor într-o agenție dacă nu este neapărat necesar. Este mesajul transmis de o instituție bancară comercială care are sediul și în Constanța. Cei care au călătorit recent în țările în care există cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus sunt sfătuiți de asemenea să-și amâne vizitele în agențiile bancare. Asociația Română a Băncilor și Consiliul Patronatelor Bancare cer și adoptarea proiectului legislativ prin care semnătura electronică avansată să poată îndeplini cât mai multe dintre funcțiunile semnăturii electronice calificate. Pe de altă parte, instituțiile bancare anunță și că se caută soluții pentru a veni în ajutorul clienților în ceea ce privește plata rată. De altfel, există bănci care au decis să amâne plata ratelor pentru anumite credite pentru o perioadă de timp. Sistemul bancar a înaintat către Guvernul României și către Banca Națională a României un set de măsuri pentru a răspunde solicitărilor clienților și a contracara efectele nocive generate de pandemie, mai informează sursa citată.